Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi împreună o ciorbă absolut delicioasă, ciorbă sau supă de ardei umpluți. Se face în general în partea de vest a țării, în Banat și în Ardeal. Este mai puțin cunoscută în restul țării, dar este absolut delicioasă. Am mâncat de multe ori când am mers în părțile acelea, iar acum am hotărât să o gătesc pentru că e un fel de mâncare deosebit de gustos. Ce avem nevoie pentru această rețetă? 500 de grame de carne tocată. Eu am aici carne tocată de porc și vită. Am tocat-o eu acasă, este ceafă de porc și pulpă de vită. Mai avem nevoie de 50 de grame de orez cu bobul rotund pe care l-am spălat înainte. Atenție! Se folosește orez cu bobul rotund, nu se folosește orez cu bobul lung la umplutura de sarmale. Sau un morcov mic dat pe răzătoare, un morcov mare tăiat cu bulețe pentru ciorbă, două cepe mari, pot fi și trei, o parte vom pune la compoziția de sarmale, o parte la zeamă. Mai avem nevoie de o linguriță de cimbru uscat, o linguriță de pătrunjel uscat am eu aici, pentru că nu am proaspăt, le voi pune la compoziția de sarmale, un vârf de cuțit de piper, sare, un vârf de linguriță de cimbru, 2-3 linguri de ulei, 500 de ml de suc de roșii și ardei gras. Atât am găsit. În Italia nu găsesc mai micuți de atât, așa că i-am ales cât de micuți am putut să-i găsesc. Ardeii se curăță, se scoate cotorul și se curăță semințele și venele din interior. Eu am tăiat cotorul doar aici ca să fie cât mai ușor de curățat și de umplut. În felul acesta, umplutura nu va curge la fiert. Pregătim umplutura. Punem o treime din ceapă, morcovul gras, piperul. Eu am pus cam jumătate de linguriță rasă, pentru că noi mâncăm mai picant. Dacă nu mâncați atât de picant, puteți pune doar cât luați cu 3 degete. Adaug acum și verdeața, dar eu folosesc verdeață uscată. Dacă aveți mărar și pătrunjel proaspăt, folosiți câte jumătate de legătură. Punem și orezul, sare, adăugăm cât luăm cu 4 degete odată, de 2 ori. Atât punem la umplutura de ardei. Aceasta este doar o variantă de gătire. Am rețeta de la Ela Motroceanu, prietena mea din Cluj. Sunt mai multe variante de preparare. Nu spun că aceasta este varianta originală, pentru că sunt foarte multe. Aceasta este doar rețeta de familie a prietenei mele. Acum totul se amestecă. Adăugăm și un vârf de linguriță de cimbru uscat și aici intervin cu un truc moldovenesc. Adăugăm 2-3 linguri de apă rece, și amestecăm bine. În felul acesta, ardeii noștri vor fi foarte pufoși. Vedeți, și rețeta de la perișoarele mele, la fel adaug puțină apă rece în umplutură. Așa trebuie să arate o compoziție pufoasă pentru ardei umpluți, sarmale sau perișoare. Trebuie să fie pufoasă. O vedeți? O bucată de carne bine legată. Cum procedăm mai departe? Restul de ceapă se pune într-o cratiță. Adăugăm și morcovul tăiat cu bulețe. Se mai pot adăuga acum țelin în rădăcină, păstrnac sau pătrunjel rădăcină. Așa. Adăugăm 1-2 linguri de ulei, e suficient. Și înăbușim foarte puțin zarzavatul. vreau să prăjezăm țăpatul, doar puțin de tot, cât să dea dulceață. Atât, timp de 4-5 minute. Acum adăugăm apă, doar cât să acopere zarzavatul. Punem capacul și lăsăm să se înmoaie zarzavatul. Din când în când mai adăugăm apă dacă scade. Între timp noi vom umple ardei. Umplem ardei. Lăsăm cam de un deget gol deasupra, pentru că orezul se va umfla. Zarzavatul meu s-a înmuiat. Așa că pun acum sucul de roșii. Am folosit 500 de ml de suc de roșii, făcut de mine acasă. Mai pun și puțină apă. Punem capacul și lăsăm să dea clopot. Când supa noastră dă în clopot, adăugăm ardeii. Dacă vă este teamă că vor curge, puteți sigila deasupra cu puțină făină albă. Mai adăugăm apă să depășească ardeii cu un deget. La zeamă adăugăm sare, cât luăm cu 4 degete. Punem capacul și după ce dă în clocot, reducem focul la mic. Vom lăsa să fiarbă timp de 40-50 de minute, o oră, cât este nevoie să fiarbă carnea. Pentru că am folosit carne de vită, e posibil la mine să dureze puțin mai mult fierberea. Supa noastră de ardei umpluți este gata. Am verificat un ardei, umplutura este foarte fiartă. Punem deasupra pătrunjel tăiat fin și ne pregătim să servim ceva gustos. O lăsăm 10 minute să se infuzeze verdeața, pentru că verdeața pusă la final este cea care aduce un aport de vitamine în plus. Aceasta este supa sau ciorba de ardei umpluți, așa cum se face în Ardeal, Banat, în vestul României. Este rețeta, așa cum v-am spus, dată de prietena mea, Mihaela Motrocean. Vă invit să probați rețeta pentru că este delicioasă. Cum arată? Avem o zeamă bogată. Deci, la fel ca orice ciorbă, avem zarzavat din belșug, da? Se vede frumos aici. Miroase extraordinar de bine. Îi potriviți gustul de sare și piper la ciorbă dacă mai doriți și în Ardeal se adaugă în general și puțin zahăr. Eu nu am adăugat zahăr. Se poate servi cu smântână sau nu, după dorință. Eu am pus aici niște iaurt, îmi place un pic mai acrișor. Să vă arăt și ardeiul cum este în interior. Așa. Se vede, este bine fiert, este foarte pufos, miroase fantastic de bine. Vă invit să probați rețeta pentru că este delicioasă și vă aștept să-mi spuneți cum v-a ieșit. Lăsați-mi impresiile voastre. O să mai vin cu rețete din toată țara, rețete mai mult sau mai puțin cunoscute, dar foarte, foarte gustoase. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă invit să mai gătim și altă dată împreună tot felul de bunătăți. Nu uitați să lăsați un comentariu de desubt ca semn al trecerii prin căsuța mea virtuală. La revedere!